Da, m-am gândit să vorbesc și despre acest subiect, adică problemele care le întâlnesc eu la această firmă sau le-am întâlnit la această firmă. Dar mai întâi de toate dăm voie să îți prezint soluția care o folosesc eu pentru interiorul mașinii. Este pe aici, pe undeva. Param, pam, pam! Mai întâi de toate, ideea este să reușești să înțelegi sistemul, cum se lucrează. E foarte important să înțelegi cu cine lucrezi și este foarte important să știi de ce ai venit aici, dacă vei veni aici. Ia uite, Opelașul, frumos, ești drăguț, bun. Și legat strict de ceea ce fac eu pe mașina pe care lucrez, eu duc marfă ușoară, polistiren, vată minerală și nuci. Glumesc. Provocările care au apărut la mine sunt următoarele. Ideea este că sunt nevoit să merg uneori pe naționale. Iar când merg pe naționale, găsesc drumuri închise. Pentru că, nu, sunt lucrări. Și mă deviază. Și nu de fiecare dată sunt destul de atent la deviații. Și câteodată mai ajung prin pădure. Iar dacă este asfalt, e ok. Deci cam asta ar fi o problemă, aș putea spune, deviațiile. Trebuie să fii foarte atent, pentru că vei ști din timp că în a treia comună se lucră și îți va arăta drumul pe unde trebuie să mergi. Îți scrie dacă ești pe A8, da? Și după aia îți dă deviație pentru A8 și te duce până două sate și te scoate la autostradă. Zic ca și exemplu, știi? Îți scrie numărul străzii, șoselii acolo pe plăcuța aia galbenă, îl vezi, nu-i problemă. Am avut descărcări prin locuri nu neapărat neobișnuite, un pic dificile pentru mine. De ce? Pentru că sunt începător. Și cel puțin 5 ani de zile tot începător mă voi considera. Pentru că sunt anumite situații în care trebuie să intri și să descarci acolo, că acolo e problema, acolo trebuie descărcat. De foarte multe ori, deci eu cred că 99% din cazuri, dispecerul nu verifică locația pentru descărcare. A luat marfa, ți-a dat-o, la revedere. Cu siguranță că nu se uită unde este, sunt sigur de chestia asta. Iar eu când ajung la anumite locații, uite-l și pe negriciosul ăsta, așa, mă întreb, zic, bă, a mai intrat camion aici? A mai intrat. Bun, atunci trebuie să intre și ăsta. Că intră mai greu, că intră în jumătate de oră, că intră din 418.000 de mișcări, asta este altceva. Intră mai greu prima oară, n-ai ce face, știm prea bine cu toții că așa este. Uite, vezi și acum, sunt aici pe naționalul ăsta și există posibilitatea ca mai încolo să fie drum închis. Polizei, ei. Și te dă pe deviație. M-am mai trezit odată, zic, bă, pe aici trebuie să o luăm. Da, mă, pe aici. Și am mers prin pădure. Bine că era piatră cubică din aia și asfalt. În sfârșit a fost ok. Eu intru, nu am o problemă. Singurul lucru de care îmi este, nu știu dacă neapărat teamă, ideea este să nu întâlnesc pod pe sub care nu pot trece. Știi? Pentru mine asta este singura chestie minus, ca să zic așa, când mă dă pe deviațiile alea pe acolo. Pentru că dacă este pod, trebuie să dau cu spatele și trebuie să mă întorc și în sfârșit alte lucruri.
dar atâta timp cât pot merge înainte, eu n-am nicio problemă, eu merg. Că e îngust, că sunt copaci, că sunt case, că e drumul șerpuit, că e, nici nu, e ok, e bine așa, mă duc, nu am o problemă. O altă provocare este ca și ultima descărcare care am avut-o, anumite probleme, nu neapărat probleme, eu am ajuns la locația unde trebuia să descarc, cei de pe șantier au zis, nu e marfa noastră. Ba da, e a voastră, numai că nu știți că e a voastră, știi? Muncă de lămurire, în sfârșit. O altă chestie este, pe noi la 2 săptămâni sunt obligați să ne aducă într-una din bazele din Germania. Sunt unii colegi care reușesc să ajungă aproape în fiecare zi și sunt alții altfel, ca mine, de ajung odată la 2 săptămâni. Asta este, se întâmplă. Când ajungi în bază, vrei să te pui să speli, să te speli tu, să gătești, să-ți faci curat în mașină, să-ți faci pipe, să mănânci, ai foarte multe lucruri de făcut. Și eu am început să mă obișnuiesc oarecum cu bazele astea, pentru că în unele locații sunt mai mulți oameni, în altele mai puțini oameni. Și de obicei merg, mă spăl, îmi spăl hainele și noaptea undeva gătesc, că este liniște. O altă problemă am avut-o cu, virgulă, conducerea pe partea românească. Și nu vreau să detaliez aici toate lucrurile, pentru că sunt niște chestii legate de bun simț, dacă vrei, de 7 ani de acasă, de disperarea asta după bani. Și tot timpul am spus că suntem în tranzit pe planeta asta, numai că mulți dintre noi nu vor să înțeleagă, în sfârșit. Alte probleme nu văd. Am timp să-mi iau și de mâncare, am timp să vizitez anumite locații dacă trebuie. A, ar mai fi, da, într-adevăr, bine punctat. Sunt cei cu care mă întâlnesc și relaționez la descărcare, la încărcare. A fost o descărcare de polistiren, unde doamna de acolo mi-a zis, băi, nu vrei o cafea? Zic, ba da, frate, cum să nu? Mi-a făcut doamna o cafea. Zic, super. Și era nemțoaică, și ea la fel, și el la fel, știi? Foarte ok. Sunt locuri unde ajung la încărcat și sunt întrebat de unde sunt. Fucking shit. Îl oprești? Eu l-am oprit. Așa. Păi de asta trebuie păstrată și distanța și viteza. Să-mi ziceți și mie când se schimbă ăla. Unde eram? Pe șosea, la semafor. Mă întâlnesc cu unii care mă întreabă de unde sunt, le spun de unde sunt, încerc să mă port cât mai civilizat posibil, pentru că și așa avem destul de pătată zona, ca să zic. Și se apucă unii să mai facă caterincă, la care eu nu mă mai pot abține și iese caterincă. N-ai cum altfel, frate. Bagă și dumneata BMW-ul ăla. Servus, my friend, unde te uiți, bre, că eu sunt partea asta? Sunt ipocriții ăștia, aș putea numi. Folosesc foarte rar aceste cuvinte, dar le folosesc. În care ei îți cer să vorbești limba germană și eu îl întreb, speak English? No, no. Ok. Parlez-vous français? No, no. Parlare italiano? No, no. Păi atunci, unde dracu să te ia, mă, problema? La mine sau la tine? Adică atâta timp cât eu am venit aici să fac un job care tu
nu vrei să-l faci sau colegii tăi nu-l vor să-l facă și ajut economia acestei țări, tu te porți ca un mizerabil. Băi, pe aici? Stai să ne uităm. Da, pe aici. Cu chestia asta nu sunt de acord și probabil că nu se va schimba niciodată. De asta și la noi în țară au început să ajungă anumite persoane care sunt de departe, dacă vrei. Oprești break, chestia aia acolo. Și trebuie să ne purtăm civilizat cu ei. De ce? Pentru că și ei vin de departe, cu și noi venim de departe, pentru niște bănuți. E foarte important. Respectul. De ce? Pentru că prin asta îți aduce aportul ca și țară. Știi cum este pe mine aici când mă întreabă cineva de unde sunt și îi spun că sunt din România? Eu ca și cum am adus odată toată țara aici, înțelegi cum zic? Nu m-am adus eu individ. Da? Deci toată țara a venit aici. Și e foarte important să încerc să mă port cât mai ok. Am niște limite, crede-mă, care dacă le-ai atins, mai stau un pic să mă gândesc și după care reacționez. Am început să stau și să mă gândesc, după care să reacționez. Înainte reacționam și după aia mă gândeam. Acum mă gândesc și reacționez. Dar cu siguranță reacționez în multe cazuri, crede-mă. Și cam astea sunt problemele care le întâmpin pe aici. În rest, drumuri bune la toată lumea.